Cine arată? Uite. Uite, toți ăștia mă văd o impostor. Eu sunt un nimeni. Așa. M-am săturat să mă vadă ăștia ca un impostor. Eu mi sunt un impostor. Și cine sunt acele persoane pe care ți le arată? Bărbatul, familia lui bărbatul. Strict prezentul acum. Și de cât timp o văd ei, impostor? Mamă, îmi vin 3 secole. Aha, deci e veche treaba. De 3 secole. Bun. Își dă de acord să lucreze azi cu ea și pentru ea? Da. Da? Bun. O să facem așa, am să număr de la 1 la 3, iar la 3 mergeți cu 3 secole la momentul incipient. Ce s-a întâmplat atunci între aceste suflete de o consideră impostoare? 1, 2, 3. Și sunteți acolo la acel moment. Deci mi apare o bandă de călăreți. Așa. Care furau la drumul mare. Câți călăreți erau? Deci era o bandă. Pur și simplu... Luau grâne, luau opăzi, luau... Aha. Prădau la drumul mare. Deci tot ce găseau pe stradă oamenii care își luau recolta sau eu știu, deci luau orice găseau, prădeau. O identifici pe Elena între ei? Da, pe... Da, da. Mm-hmm. Da, da. Era încarnată în trup de bărbat? Nu, tot femeie. Aha, și făcea parte din bandă? Da, făcea bandă din parte, da. Uh-huh. Și hai să identificăm acum sufletele soțului, a soacrei și a nororii. Sau acum nate, când totdeauna urc termenii, dar înțelegi ce vreau să da. Spun. Da, 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 da. Interesant că soțul era cu ea în bandă. Da, păi și eu așa am simțit, confirm. Deci erau cu toți soțul, în bandă. Și soțul și ea erau în bandă. Și soacra și cumnata? Pe stradă, pe stradă. Ce pe stradă? Erau în grupurile pe care le prădau. Uh-huh. Nu erau cu ei. Nu erau în bandă. Uh-huh. Nu, 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 nu. Uh-huh. Nu. Și hai să vedem ce s-a întâmplat. Inclusiv niște monede de niște bănuți. Bani au luat de la ei. Și au făcut cum să zic, soacră sa care acolo e ca la 44-45 de ani. Avea și o fetiță de mână ca și cum lasă niște, face niște, pune niște lucruri, știi? Ca și cum îi blestea, mă. Mm-hmm. Ce l-a luat? Niște mâncare care o aveau, banii,
Și de la fetiță au rupt un lănțișor de la gât. Fetița fiind cine? Reprezentând cumnata ei? Cumnata ei, da. Da. Deci tot mamă și fiica a fost. Da, da. Da. Iar Elena cu soțul tot în soție? Erau împreună, da. Împreună. Da. Deci i-au prădat. Iar soacra i-a blestemat. Da. În ce sens i-a blestemat? Adică... Ca și cum să nu mai aveți parte de o mâncare liniște, de bani liniște, să nu mai aibă liniște. Chiar dacă le au, știi, să nu mai aibă liniște. Bun. Au mai existat încarnări împreună? Toți aceștia patru? Da, mai veche. Așa. Ca niște naufragiați. Așa. De o corabie... Corează. Și acolo au împreună și tot pe fondul ăsta. Adică? Cum să zic, ca să... Poate să fie ca și cum au venit într-un loc unde vor trebui să se integreze. De unde și au venit? Veniți cu barca, cu corabie. Așa. Și ca să poată să se integreze locului, ei încearcă cumva să și muncească. Dar mai și fura animale de la alții. Cine fura animale? În special, fii atent, el, soțul Elenei. Așa. Și ea era conștientă, adică ea prepara mâncarea. Tot soț și soție. Mm-hmm. Tot deci, soț și soție. Așa. Deci tot energia furtului. Numai că el făcea acțiunea, ea era doar aia care aștepta și prepara mâncarea, pentru că el aducea. Iar acolo, în acea viață, apare și soacră și nata? Da. Doar că soacra îi sora lui. Deci nu mai este... Nu mai este mama lui, este sora lui. Nu așa. Mai este mama lui. Și pe cumnată nu. Cumnata nu e acolo. Nu e acolo. Nu, numai mama, dar este sora lui. Și acolo cum este relația între ele? Cumva sora lui, adică mama actuală, era puțin mai mică, ca și cum ei aveau grijă de ea și cumva ea ostenită, cum să zic, de greutatea care era Elena atunci acolo. Ca și cum o împingea
o împingea și pe tora lui, adică să cumva să-l împingă să se ducă să fure. Că n-are ce să-i dea să mănânce. Că n-au ce mai, nu mai au ce mânca. Ei trebuie să fie acolo. Bun. Mai detectezi și alte vieți împreună? Nu. Asta este incipientă. Asta e prima. Bun. Și hai să mergem la Consiliul de Încarnare. Și ce au hotărât aceste suflete între ele? Ce contracte au? Ce înțelegeri? El are o stare de... Nu mai vreau să merg acolo jos. Mai vrea să vină pe pământ? Nu, nu. Eu nu mai vreau să merg acolo jos. Am săturat de experiențele. Așa. Asta cui spune când mai vrea să vină jos? Mai ales Elenei. Bun. Și cine, l-a obligat cineva să vină? Cine? Enghe. Enghe. Dacă nu cobori jos, ai să-ți iei aspectul primordial, aspectele primordiale. Ce să facă dacă nu cobori jos, nu o să își ia aspectul primordial? Da. Deci nu o să-și primească aspectul primordial, starea inițială. Adică reconectarea la spiritul original de lumină. Aha. Da. Adică Enki așa îi manipulează? Da. Le zice, mergeți la încarnare, da, că doar așa vă puteți recupera. Deci obligat, forțat. Obligat, forțat. Iar în ceea ce privește, ce o privește pe Elena? Confuză. Ea vrea să vină sau? Nu. De frică... De frică să nu... Să nu rămână singură fără el. Și cumva știe că trebuie să stea în starea de așteptare, dar fără el. Acceptă și ea să vină jos. Și ce au hotărât pentru această viață? Ce anume se rezolve? Să desfacă primul contract. Să desfacă contractele cu cine? Primul contract. A, primul contract dintre ei, din acea viață, da, de naufragiu? De, da. Nu naufragiu, în fine, da, de refugiat, să zicem. De undeva, de unde veneau ei. Ce altceva?
ce promisiuni și-au făcut, ce contracte? Nu să mai lase influențat de aspecte inferioare. Cumva, adică el în această viață să dovedească că se poate descurca fără a fura, fără a fi nevoie de a fura? Da, da. Deci cum? Da. Deci să nu se mai luase de aspectele lor, cumva, energiile lor inferioare. Știi ce zic? Trecutul ăsta. Adică și ea și el. Da, da. Uh-huh. Uh-huh. Încă să fie... Să se reconecteze în starea inițială. În primul rând, adică fiind persoane etice, încarnate, da, prin tot ceea ce fac. Uh-huh. Iar cu soacra și cu cumnata, ce înțelege și contracte are Elena? De la Consiliu. Că se aducă claritate. Cine deci soacră sa? Da, deci ca și cum e catalizatorul. Deci îi aduce claritatea. Da? Mm. Pentru aspectele lucrurilor care s-au întâmplat. De starea lui soacră sa, de acuzare, de, știi ce zic, de impostor, că bani, caz, luat, caz, furat. Așa, nu? De fapt, ea este o facetă, catalizatorul pentru ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Ea îi arată, de fapt, mm-hmm, ce trebuie ea să oprească. Uh-huh. Și de fapt amândoi. Uh-huh. Că nu-s degeaba împreună. Da. Dar de ce totuși în visul Elenei? Da. Deci ea a fost lăsată afară în timp ce ei mâncau. Nu a fost primită la masă. Și înțelegem acum motivul pentru care, dar totuși el... Cu toate că și el a fost bandit și a jefuit-o, uh-huh, totuși i s-a permis accesul la masa lor, adică mamei lui și a surorii lui. De ce doar Elena a fost scoasă din ecuație? Mai o să spun exact ce văd. E ca și cum Elena, nu-i ceva, vine ceva, e ca și cum Elena are deja altă frecvență. Uh-huh. Deci a reușit să iese, uh-huh, din acel golomos. Uh-huh, uh-huh. Faptul că nu a fost la masă este benefic pentru ea. Da. Pentru că ea de fapt a și văzut golomozul. Uh-huh. Nu-i ceva, vezi, asta e mintea 3D, dar de fapt ea a depășit cumva o buclă, o ceva, știi ce zic, o densitate de acolo. Da, a făcut o transcedere, adică nu mai este la același nivel vibrațional cu ei, la aceeași masă, cum între ghilimele, știi? Da, la aceeași masă cu ei, da. Uh-huh. Iar faptul că i se afunda picioarele în pământ și soțul rânjea, că și cum adică se bucura de greutățile pe care le întâmpină ea în procesul ei interior. Pentru că Elena, da, procesul ăsta de transformare interioară nu e ușor. E anevoios, e, știi, e dureros uneori, e, știi, prin conștientizările pe care le facem. Nu este ușor. Da. Alții ignoranți ar putea bucura de durerea
interioară, știi, pe care sau prin ceea ce trecem, dar e procesul tău și eu sunt conștientă de chestia asta. Eu am vrut sesiunea asta din nou să mă ajutați puțin să înțeleg mai mult, să mă ușurez eu. Da, da, da. Ei, uite, acum începe să se explice. Da. Anumite fenomene, înțelegi de ce ei te-au declarat impostoare și sper că înțelegi acum și aspectul ei subliminal, ma, da. Daniela, acum. Da. Da, pentru că începusem sesiunea că ele ți-a arătat pe ei care o acuzau că este impostoare. E impostoare, da. Uh-huh, uh-huh. Despre asta era vorba. Bun. Această, fii atent, această, vezi faptul că ea a intrat, cum să zic, ea se înrădăcinează acum. Adică? Ca și cum, percepția este, probabil că râsul lui este grosolier sau râjet, așa. Da. El ia bagajele, greutățile. Aha. El mai are greutăți. Da. Fii atent, ea e goală. Păi am și lucrat. Totuși, până vreau în acest moment. Asta, Elena. Da. Am și lucrat. Deci ai făcut pași mari. Importanți, Elena, și mari. Foarte frumoși. Deci, și profunzi. Da. Mă bucur. Tu începi să te conectezi, fii atent, să te înrădăcinezi cum trebuie, știi ce zic? Da. Să te înrădăcinezi în sinele tău autentic. Da. Da, da, da. Da. Dar el mai are bagaje. Dar da. Nu-i treaba ta. Nu-i treaba ta. Să-l lași în pace cu bagajele, orice ar fi în ele. Uh-huh. El singur de la sine. Uh-huh. Nu pot, că el e foarte bisericos și religios. Da, că de asta zic. Orice ar fi, am vrut să zic, orice ar fi în bagajele alea nu te interesează. Nu, uh-huh. Nu. Am învățat să mă detașez. Fiecare. Așa. Da. Trebuie să vezi bagajele alea ca niște, adică programele lui greutăți pe care el le cară. Uh-huh. Energii karmice, înțelegi, da. Chestii. Da. Încărcătură energetică, da? Pe care el, tu ai lucrat, vei ușurat, înțelegi, de foarte mult bagaj, dar bagajele lui sunt treaba lui, a sufletului lui. Exact asta am înțeles și eu mă gândeam că asta ar putea să fie ce credeai și eu nu. Bravo, am. Ai vrut confirmare. Da. Tu în sinea ta știai deja, Elena. Informația vine. Da. 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 Mi-ai spus. Bun. Două săptămâni o să aflu ceva și despre asta era vorba, da. Da. Bine. Bun. Hai acum să știi ce e necesar să fac acum. Să stea față în față cu ei. Da. Mai și să aibă un loc acum un proces de iertare. Înțelegi? Pentru acele fapte de pe vremea când făcea parte din banda aia. Da. Și să ceară sincer iertare, înțelegi, pentru ceea ce a făcut inconștient. A fost o experimentare a sufletului, a trecut și prin acest tip de experimentare, iar acum e momentul să-și ceară iertare, să le comunice că a făcut-o inconștient. Și să-mi spui, Daniela, dacă este acceptată. Da. Uh-huh. Și poate e necesar, cum să zic, acolo, în subliminal, să le dea înapoi ceea ce le-a luat.
Exact, aia încercam să înțeleg acum. Asta Și mi-a vreau să o și... întreb pe Elena, brata. În anii de când te cunoști cu Elena, mă auzi, da? Cu soacră ta, cu cumnată ta. Ai primit vreun lănțișor, ceva? Lănțișor, nu. Cum? Nu. 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 Bun. Câți ani are cumnată ta acum? 50 undeva. 50-51. 4 ani prima mică ca mine, da. Da. Hai să le dăm energetic, să-i dai lănțișorul ăla da. Pe care i l-ai furat de la... Uite. Dar poate de ziua ei cumpere un lănțișor. Bravo! Și în fizic. Am vrut să mai las câta. Și chiar dacă nu va înțelege, sau știi ce zic? Da. Dar lasă-te surprinsă dintr-o stare de observator. Știi ce zic? Orice ar fi, stai acolo, tu ești conștientă și poți să faci cadou un lănțișor. Da. Știi? De ziua ei. Surprinde-o. Mm-hmm. Știi? Poate să fie o piatră cu, nu știu cu ce, vezi că poate să fie pe argint cu, nu știu, vezi tu. Te cheamă, oricum, vezi te cheamă. Cum simți, da. Da, mă cam cheamă pietrele, așa. Așa, bun. Cu alegi tu intuitiv ceva pentru ea, astfel încât să se echilibreze energetic balanța, știi? Balanța, da. Cât despre soacră, ce-i luase acolo? Grâne, ce-i luase? Mâncare, special. Mâncare. Da, mâncare. Presupun că în această viață lipsește mâncarea, dar ca și schimb energetic, ai putea să o inviți la un restaurant, de exemplu. Nu pot. Eu nu pot. Nu, e la pat acum. Eu i-am dus tot timpul mâncare. Ai la pat? Da. A, bun atunci, mâncare. A, perfect. Așa, perfect. Da, perfect, da. Perfect. De ziua ei, de fiecare, da. A, vezi? Mâncare, deci tot mâncare, ok. Da, deci eu nu, da. Și eu fizic, eu așa, niciodată am certat cu niciuna dintre ele. Da. Niciodată. Certurile erau la subliminal, înțelegi? Da. Profunde. Profunde. Da. Adică de bun simț, știi, că ai prea mult bun simț în această viață și, na, dar... Da. Ok, continuă să-i duci mâncare, Elena, cât va fi necesar, pentru că echilibrezi balanța în acest mod. Sunteți mâncători de mămăligă? Eu, da, soțul nu. Și soacra? Soacra, da, îi place. Da, despre mămăligă e vorba. Ok. Mămăligă cu ceva. Bun. Ok. Bun. Pentru că vine și pe grâne, știi ce zic, vine pe esență tradițional, deci da. Să nu crezi, fii atent, că nu-i doar mămăliga, acolo e o esență, cum să zic, foarte naturală, foarte, e mai mult. Ia pământului, rodul pământului. Bun. Atunci, acum că și-a cerut iertare de la ele. Da. Ele pot pleca. Da. Mulțumite. Bun. Perfect. Și să număr de la 1 la 3, iar la 3. Daniela, vreau să mergi exact în momentul în care Elena viziona sesiuni pe canalul meu de YouTube. Da. Și în care au început să activeze anumite stări, acea durere de cap, acea senzație că este trasă de cap, la frunte, la chakra coroană, plânsul, în contact cu sesiunea lui Rafael, băiețel lui Rafael. Deci am să număr de la 1 la 3, iar la 3 tu ești deasupra ei și observi din punct de vedere energetic ce se întâmplă. Bun. 1, 2... 3.
și ești acolo. Observă de deasupra, la nivel energetic, ce se întâmplă. O prezență. Așa. Spatele ei, cu o carte. Prezență cu o carte. Și tot face, fii atent, numai așa face. Ce anume? Cu o carte. Ca și cum îi vine până în capul ei. Cu o carte. Îi dă cu cartea în cap sau ce? Până aproape de cap. Deci o duce aproape de cap. Aha. Aha. Deci tot face gestul ăsta. O trage spre ea prezența, o duce spre capul ei. Deci este o prezență. Ca și la nivel energetic... Să-i oprească. Să-i oprească. Cu cartea aia, fii atent, îi oprește să nu se deschidă. Să nu se din cap. Cum o influențează energetic prezența o ține într-o... Ca și cum ar ține un program, o buclă acolo în capul ei. Și aia vrea să iese. Știi ce zic? În timpul ce aude și cu cartea îl împinge înapoi. O ține cu presiune acolo. Ca o presiune să nu iese. Ce să nu iasă? Dar nu știu ce au dat hermafrodit. Prezența asta, hermafrodit? Da, aud asta. Da. Bun, iar ridică mai deasupra ca să o imagine mai de ansamblu. Da. Cine este această prezență? Vine cu coadă de pește. Cu ceva cu o coadă de pește. Bun, ea atrage atenția Elenei, părți subliminale. Da. În această prezență. Din spatele ei. Da. Iar Elena să-i ceară să se identifice acea prezență. Cu ce permisiune se află în câmpurile ei și cine este? Este marele. Cine? Marele cu pălărie neagră și cu unghiile alea mari. Magician? Magician. Marele magician? Da, l-am mai văzut într-o sesiune acum. Recent, când făcea și își recunoștea plasma. Da. Așa. De aici mare. Și să-l întrebi ce caută în câmpurile ei? Ce ocazie? Ce permisiuni? Vreau să o oprească pe ea. Să o oprească de la ce? Ca să nu... Ca să nu ajungă în esența ei, ca să nu divulge niște informații. Ce să nu divulge? Ca și cum ea are ca să nu divulge niște secrete ale umanității pe care ea le poate accesa. Care sunt ascunse. Adică el îi făcea cu acea carte astfel încât informațiile pe care ea le accesa să nu le poate conștientiza, să nu le poată integra, da. Să da. Nu le poate înțelege. Da. Ca să nu se activeze în ea anumite coduri. Da.
Bun, dar nu am înțeles cu ce permisiune stă el în câmpurile ei și face treaba asta. Permisiunea e de secole. Nu-i de aici. Bun, deci permisiunea e de secole. Da. Ok. Am să număr de la 1 la 3, iar la 3 da. Mergeți exact la momentul în care s-a dat permisiune. Da. 1, 2, 3. Și sunteți acolo. Da. Rusia. Așa. Are undeva la 18-19 ani. Și are un făt. O fetiță undeva la vreo lună jumate moarte care o aruncă într-o apă. Și? Era un fel de damă de consum. Așa. Și s-a întâmplat să rămână însărcinată pe cu... Na, Elena, ai fost și bandit, ai fost și damă de consum. Ok. Revine în locația unde asta făcea. Doar că starea nu este o cauză a morții fetiței, pur și simplu ca și cum găsește fata. Adică fata moare subit, nu-i crimă. S-ar putea să fie din cauza frigului. Unde o ținea închisă, cumva mascată, pentru că ea ținea fetița chiar acolo unde era damă de consum și pe fondul o afectează foarte mult moartea fetiței. Se apucă de alcool. Deci napsuri din alea. Deci ea, pe fundul tristeții ăsteia și a fetiței ăleia care au murit, se apucă și pe ea din ce în ce mai rău. Așa. Intră în stări de inconștiență. Tot mai confuză, cumva pierderi de memorie, că nu mai ține minte. Da, pe alcool. Din cauza alcoolului. Distruge neuronii. Se face, nu mai știe unde îi. Nu mai vrea cumva să... Trăiască. Să trăiască, nu mai vrea să iese afară. Nici din camera aia, dacă iese numai ca să ia cumva alcool și cumva se mai întâlnește cu câte vreunul, cumva devine conștientă, dar numai cât să-și câștige ea banii de alcool, din nou intră în cameră și numai acolo stă și numai pe alcool. Bun, și cum are
Loc. Loc. Interacțiunea cu ăsta, cu magicianul, cu marele magician. În vis. Cum? În vis? În vis, da. Uh-huh. Ce s-a întâmplat? În vis, stai să zic, îi induce. Deci el se materializează în timpul alcoolemiei ei când ea doarme. Deci el vine și în fizic, dar ea în alcoolemie. Deci ea dormea. Uh-huh. Pune mâna pe ea, induce în vis, în care îi spune că o să fie o doamnă, o prințesă. Deci îi induce niște programe, holograme, în care ea își dă acceptul. Așa. Ce reprezintă acea carte din mâna lui? Octogramă. Ok, octogram. Cer mai multe detalii. Cer mai multe detalii. E ca un... un program. Ce conține acea carte? Ce informații? Sau e cartea contractelor? Ce reprezintă această carte? O carte de de vrăjitorie, de magie. Uh-huh. Bun, acum ea, partea ei subliminală, dorește să-l catapulteze pe ăsta din câmpurile ei și toate permisiunile și toate contractele din toate timpurile și din toate aspectele ei multidimensionale. Da. Bun, închise portalurile din acea viață și revenind la momentul în care ea făcea, ea asculta sesiunile. Da. Da, și în care tu o faci conștientă, Elena, ia uite ce se întâmplă de fapt în spatele, da, tău. Spatele tău. Cine e ăsta și ai contracte de atunci, da? De aia și stai singură. De aici vine și singurătatea care iese. Vine tot de acolo. Deci din ligătura. De aia nici nu iese în grupuri. Deci nu iese în grupuri pentru că e tot din starea aia. Din acea acolo. Viață. Uh-huh. Și copilul mort, Rafael, este de fapt moartea fetiței din aspectul ăla de acolo, de când era damă de companie. De aia s-a activat. Cum? Rafael, adică Rafael din această viață, reprezintă, da, deci copilul, fetița ei care a pierdut-o atunci? Este... Wow! Wow! Mm. Copilul, știi ce zic? Copilul. Îi accesează moartea din... De aia s-o activat. Interesant. Adică o emoție atât de puternică, totuși, știi, și... A fost foarte puternică pentru ea acolo. Un impact atât de puternic emoțional. Moartea fetiței, da. Foarte, foarte. Foarte greu a fost. Deci nu a putut să depășească. Bun. Hai să, să-și activeze flacăra sacră între ea și această entitate. Da. Și prin puterea liberului arbitru de a decide pentru sine, pentru sufletul ei, pentru spațiul ei propriu pe care și-l revendică acum, să declare nule, să revoce absolut toate contractele, toate permisiunile
din toate viețile, din toate universurile, din lumea viselor, din planul astral, trecut, prezent, viitor, irevocabil. Și aruncate toate contractele în acea flacără. Toate contractele semnate, nesemnate, spuse, gândite și toate permisiunile anulate, să le declare nule. Să-și revendice înapoi tot ceea ce îi aparține. Da, ăsta să-i scoată tot ceea ce îi aparține din câmpurile ei, poate și acel vortex din cavitatea bucală sau de nivelul creierului, energie, implanturi, programe, incantații, blesteme, simboluri. Ia să-și le extragă acum pe toate, dă-i ordinele, da? Toate stările letargice, deci ea starea aia letargică, știi ce zic eu, stare. Tot de la el vine. Da, că inducea acolo, la nivel neuronal. Da, așa. Deci de soțin așa, în letargie, fără. În singurătatea aia falsă cumva ar veni, știi? Nu aia de a lucra în letargie, în singurătate. Singurătatea aia e de fapt o stare letargică. Da, deci se continuă să-și extragă tot ce îi aparține, da. Și să îți înapoieze tot ceea ce îți aparține, energii de suflet, bucuria de a te întâlni cu alte persoane, de a participa la grupuri, tot ceea ce îți aparține, da? Trecute prin acea flacără sacră, purificate și vindecate și înapoiate ție, integrate. Acum. Da, vi-ați făcut voi ochii buni pentru toți. Dar tot vor mai rămâne câțiva. Ce anume va mai rămâne? Deci tot îi vor mai rămâne lui câțiva. Ce câțiva? Ce anume câțiva? Pe care îi mai are prinși. A, am înțeles. A. Deci vi-ați făcut voi ochii buni. Fii atent, ochii buni. Adică? Vezi. Adică vezi. Ochii buni. Buni, adică vezi. Știi? Da. Dar tot vor mai rămâne câțiva. Mai e treaba lor. Treaba lor. Noi, da. Dar e o stare din asta de... Dar ea să-i scoată exotică. Și toate legăturile de la ochi, ca să vadă și Elena, Da, să-i scoată tot ceea ce o împiedică să vadă cu claritate, Da. Să gândească cu claritate, să aibă memoria bună, ea să scoată tot și toate amprentele energetice. Dă-i ordin, dă-i comandă, Elena, ferm. Și spune că îi pui interdicție de a mai intra în câmpurile tale, în visele tale, irevocabil.
Da. Ce face el acum? Ce i-a dat înapoi? N-am văzut nimic. De ce? Ți-a acoperit cumva privirea? Nu, mă uitam la hotărârea Elenei și faptul că a luat deci cartea aia, și când a deconectat-o, și-o tot dă cumva cu un cablu el și-o leagă înapoi de mână. Ca un circuit. Ce zic el? Avea un cablu cartea aia. Și-o pune înapoi, adică s-o deconectat de ea. Uh-huh. Dar ea s-o deconecteze, să mai deconecteze, da? Toate firele și cablurile și toate stringurile și cârligile. Da. Din toate corpurile energetice ale Elenei, acum. Și pune interdicție, Elena, să mai aibă acces pe laptopul tău, pe rețeaua ta de internet, pe telefon. Și energia vitală. Pe energia vitală îi pui interdicție de asemenea. Pentru că acolo ți-o luat. Te-a ținut letargică. Da. Vitalitatea. Da, cere toată vitalitatea înapoi. Să încep să o inspiri, știi? Ca și cum o inspiri, dar în formă e purificată, ca și cum trec aceste energii ce îți aparțin prin acea flacără sacră mai întâi, purificatoare. Și insistă levitația. Ce anume? Levitația? Levitația. A, meditația. Levitația. Deci nu pot să fiu mai că nu înțeleg. Deci ce legătură are? Ea are... ca o structură a ei personală. O capacitate de ei. Da, ea să se ocupe, să continue să se ocupe cu curățarea corpurilor energetice, da, emoțională, asta e important. Levitația, da, dacă vine de la sine, ok, dar nu că să îți dai energie, să îți focusezi toată energia, să levitezi. Că, nu știu, eu nu rezonez deocamdată cu așa, da, ceva. Pentru că se poate produce foarte multă frustrare sufletelor, știi? Știu. Ei, de aia, eu nu știu, cer să fie purificată această informație. Adică dacă vine la un moment dat de la sine, ok, adică să ajungi să levitezi, dar nu asta să fie scopul nostru principal, știi? Uh-huh. Și cel mai important. Că după ce ieși din corp, ia să vezi cum levitezi. Adică aici levitează foarte puțin yoghin și după multe practici, știi? Uh-huh. Și... știu. În fine, adică ne depărtăm prea mult, înțelegi? Luăm pas cu, da, pas. Bun. Procesul. Bun. Da? Și îi pui interdicție și să solicităm activarea vortexului de lumină și sunet al sursei primordiale, purificatorii de lumină, să extragă, da, toate hologramele, toate programele ale marelui magician din câmpurile Elenei și din câmpurile sesiunii. Extras escortat în lumină. Da. Mhm. Bun.
Și solicit acum, Elena, o curățare, solicit de la sursă o rază de lumină, de vindecare și de corectarea distorsiunilor care au avut loc la nivelul creierului, la nivelul minții tale, la nivelul gâtului, a corzilor vocale, neuronilor, încă tot ceea ce a fost distorsionat să fie corectat acum. Și eliberează toată acea stare de depresie, de tristețe, de pierdere a copilului, știi, care e înmagazinată profund în straturile tale profunde, la nivel de suflet. Eliberează. Eliberează, că acum acel suflet e în alt trup, e în altă încarnare, are drumul lui, are alți părinți. Vezi tu că până la urmă nimeni nu aparține nimănui. Pentru că știi, zici copiii mei, vai copiii mei și atât. Știi? Dar ei sunt niște suflete acolo care te-au ales, au ales să vină în această familie. Nu îți aparțin, nu le aparții. Sunteți într-o călătorie împreună. Știi? Adică să învățăm să vedem altfel lucrurile. Pentru că, într-adevăr, sunt altfel. Da, dar inconștient ce s-a întâmplat atunci. Vezi, în prima sesiune, Daniela tot spunea ceva legat de ceva, de copii. Cred că despre asta era vorba. Nu era momentul atunci, dar trebuia să treci tu prin această experiență, da. Să te învolbureze, să te, știi, că s-au activat niște, niște energii și memorii. Deci atât electrocutată pot să spun că am fost, pentru că de aseară, azi noapte am dormit bine, dar astăzi toată ziua corpul meu, o vibrație din aia de sus până jos, simțeam că tot tremură, un tremur din ăla interior. Da. Oh. Bun, ia fă această eliberare de acestor emoții. Măi, și aspectul ăla ar trebui dus să vină. Ar trebui dus la vindecare, da. În sursă. Într-un spațiu al vindecării. Solicită, Elena, ca acel aspect sufletesc al tău din acea viață să fie trimis într-un spațiu al vindecării. Să fie trimis în sursă, la vindecare, și când este vindecat să-ți fie trimis înapoi, la integrare. Așa, Daniela, ce spunem, ce mai percepi în acest proces?
Să, cum să zic, să... să dea drumul la frecvența bucuriei ăleia din ea. Ca și cum ea, din stările care le avea, era ceva așa amorfă. Cât de mult contează starea de bucurie, impactul ăla pe care îl scoatem afară din noi. Ia caută energia bucuriei în tine. Pe unde o găsești? Bă, unde dacă chiar și o sămânță acolo dacă e? Da. Unde e Elena? Unde ar fi? Nu găsești nici măcar un punctuleț de bucurie? Nu? Unde e bucuria ei, Daniela? Unde a pierdut-o pe drum? Cu e dat-o? Aici o pierde în materie. Aici o pierde, cum să zic, crede că e bucuria, dar o pierde prin a depozita, în a strânge materie, eu știu. Vreau să mergi la un moment în care a pierdut o cantitate mare de bucurie. Hai, se uită în spate, ca și cum lasă pe cineva drag în spate. Fuge cu cineva, dar lasă pe cineva în spate. Pe cine? Ca o iubire, ca o dragoste, ca o... Când în această viață sau prin alte părți? Mie mi-a pare că în viața asta poate în tinerețe. Deci cert este că se uită în spate, rămâne... Bun, ia să mergeți, număr de la 1 la 3, iar la 3 sunteți la un moment important în care ea a pierdut, în care și-a pierdut bucuria. Să vedem în ce moment. 1, 2, 3. Că un fel de școală, de bal, de... Ea vine undeva la 15 ani, 16 ani, deci e drag de cineva ei. Un băiat. Bun, ce s-a întâmplat acolo, Anica? Un soi de conexiune. Care aș cred că și face multe vise, multe. Trăiește o stare de dragoste, de iubire, cu multe vise, cu multe așa dorințe, dar totuși nu. Cumva timpul trece, dar ea nu rămâne cu el. Elena, fii atentă, vreau să închizi ochii. Și am să număr de la 1 la 3 și la 3, când voi spune 3, tu vei fi în acel moment în care tu ai, ți-ai pierdut bucuria. Să vedem ce îți apare. Primele informații, primele senzații, primele... ai încredere în proces. 1, 2, 3 și ești acolo. Ce-ți apare? Ce-ți vine? Ce informații? Ce imagerie?
Da, eram îndrăgostită de un băiat. Așa. În vremea aceea. Așa. Acum mă gândesc, nici nu știu cum s-a terminat relația. Nu ne-am certat, nu nimic. Eu am plecat. Iar el a rămas acolo și cam atât a fost tot și de atunci nu i-am mai văzut niciodată. Deci ai fost dusă tot la același moment, se pare, cum l-a accesat și Daniela. Da. Deci acolo tu ți-ai lăsat, ai pierdut bucurie, mai multă bucurie. Da. Uh-huh. Eram extraordinar de bine împreună. Nu a fost act sexual între noi, nu a fost absolut. Nu. Era o stare de... Bucurie sufletească, da. Da, 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 da. Uh-huh, uh-huh. Și... Iar m-a iubit foarte mult. Și Daniela, ia să vedem unde, adică ca și energie, unde i-a rămas energia bucuriei? Adică dacă e să vă întoarceți în timp, pe acea linia timpului, ca și energie, ca și formă de energie, unde a rămas această energie ca să o poată recupera? Păi o ține într-un soi de speră, dacă vrei, buclă lângă ea. Aha. E lângă ea. Deci unde? Este lângă ea, în partea stângă oare? În partea stângă cam în ce zonă? Cam în zona umărului. Mm-hmm. La nivel cu capul, deci... Unde ea, la nivel a capului, așa, umărul, capul. Ce culoare are această energie a bucuriei? O vine un... ca într-o sferă capsulă, cum se zice, sferă capsulă. Ce culoare? Bronz îmi vine. Roz. Mm-hmm. Bronz. Închisă mm-hmm. într-o capsulă. Bronz. Mhm. Mm-hmm. Închisă într-o capsulă de bronz? Da. Mm. Bun. Iar lângă ea. E lângă ea. Iar partea ei subliminală ar putea desface acea capsulă și să-și introducă, să-și integreze energia bucuriei? Da, ea o creată. Bun, hai să o fac acum. E suficient să pună mâna pe ea, e amprenta ei. Așa. Și unde se duce, unde se distribuie această energie? Înainte. Ca o flac. O simt. Mm-hmm. Bun, și două la inima ta. Și cu fiecare inspirație și expirație, integrează-o în inima ta, la nivel de suflet și la nivel de trup fizic. Acum simți bucuria? Da. Ce procentaj ți-a venit înapoi? Cam cât? 90. Mult. Da. Perfect.
Dorește partea ei subliminală să comunice ceva acelui suflet, acelui băiat? Da, e bucuroasă că s-au întâlnit. Îi și spune, doar, dar se vor reîntâlni. Ce lecție ar ea să-și integreze în acest moment, în această interacțiune dintre ei? Care se comunice acel suflet? El. Cum se prin el se sau el este sufletul care cumva doar activează o ajută să închide un ciclu. Doar atât cât a fost, pare banal. Ce tip de ciclu s-a încheiat în acea interacțiune? Mai vorba de programul de despărțire fizică. Că nu, să trăim iluzia despărțirilor ăstora fizice. Adică ne identificăm cu doar cu programul ăsta de aici. Și cât de ușor putem pierde energie. Și cât de putem, da, putem pierde energie. Adică să fie Elena aproape un sfert din viață fără acea bucurie, fără acea energie a bucuriei, da? Deci el este sufletul care te face atât partea aia să conștientizezi cât de ușor pierzi energie. Da. Datorită unor iluzii, știi? Bine, de la vârsta respectivă, idealiste, știi? Da. Această dragoste neîmplinită sau dragoste neîmpărtășită sau, știi, nefinalizată, în care au loc pierderi de energie. Da. Rămâne suflet pereche, tot e un program și ăsta, știi, în care pierdem energie. Adică ca și lecție la nivel de suflet. Ok. Pentru că ea de fapt ce a simțit, că ea ce a simțit legat de el, a identificat-o ca o energie a unei dragoste sau a iubirii, dar de fapt este bucuria, conexiunii. Mintea a pus-o sub forma iubirii sau dragostei. Deci asta e pe bucurie. El a fost sufletul care îi arată cum rămânem fără bucurie. Și închide și ciclul. Se închide și ciclul, ok. Da. Deci nu să mai fie nevoie să mai treci nu. Prin nu. Acest tip de experiență. Ok. Bun. Pentru că se pare că a fost ceva repetitiv și în alte vieți. Și în viața asta s-a încheiat ciclul. Da. Ok. Bun.
Bun, hai să vedem acum. Care este motivul energetic, ezoteric, a fricii de a participa la grup, la grupul săptămânal pe care îl avem? Cine din ea, cine sau ce din ea îi induce această frică? Ce fost legată de obscurul ăla, de magici, de teratale. Da. Mm-hmm. De la el vechi. Și tot de la el venești chestiile astea că nu ești în stare să te exprimi, că de ce să mergi în grup, păi, da, că te faci de rușine sau că nu o să fii, da, în stare să vorbești. Și... Da. Mm-hmm. Da. El era în mintea ei, adică cu cartea, da, aia, programul ăla. Da, 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 da. El te manipula și ți inducea starea de frică, că de fapt era frică lui. Da. Înțelegi? Era frică lui. Și îl deranjau frecvențele. Și te știa de starea de singurătate care venea din aspectul ălălalt, unde murița fetița și te-ai izolat, da? Acolo te-ai izolat complet. Aici măcar nu bei, Elena. Nu. Dar starea e tot, știi ce zic? Da. Da. Doar că nu bei aici. Da. Bun. Ok. Mai percepi, Daniela, ia mai fă o scanare de implanturi. Da. Și solicit de la sursă să ilumineze Miha. Câmpurile. Da, zi. Miha, are niște... Hai, știi ce mi-arată? Ca niște sapoți de fier în picioare. Măi, niște saboți de fier. Ok. Hai grei. Să vedem greia. Grei. Bun. Hai să dai un ordin, Elena. Ca responsabilul acestor saboți să vină în fața ta acum. A apărut cineva, Daniela? Pentru mine, da. Cenușie gri. Ok. Bun, închiși într-o cușcă energetică? Da. Unul. Unul? De la, da, mare sau de la mic? Mă, micuț. Micuț, da, mic. Dar ăsta are și șefi. Și să-și, să-și cheme și șefi acolo în cușcă. Da, o cușcă mai mare, vă rog. Așa, cine a venit? Reptiloid. Și ea să ia la întrebări partea subliminală a Elenei. Care e treaba cu ei? Și de cât timp stau în câmpurile ei? De 3.000 de ani. De 3.000 de ani? De 3.000 de ani? 3.000 de ani. Da, un mileniu înseamnă 1.000 de ani. Deci de 3.000 de ani. Ce s-a întâmplat atunci? Vine pe fondul escrocheriilor pe care le făceam. Doar atât? Nu prea simt o sinceritate de la ăștia.
Ia, cere mai multe informații, Elena. Cu ce permisiuni stau în câmpurile tale? Și de cât timp? Ce primești? Ce informații primești tu, Elena? Eu? Da. Eu nu. Ia. Imaginează-ți că stai în fața, că sunt într-o cușcă energetică în fața ta. Da. Și că îi întrebi. De cât timp stați în câmpurile mele? O informație pe care o primești. Nu primești nimic. Ia dă-ți voie. Ți-e frică să primești? Ea eliberează toate fricile. Da, și dă-ți voie, spuneți că îmi dau voie să primesc informația. Să primesc. Nu? Ca să înveți și tu să primești informație. Și fii fermă, întreabă-i. De cât timp stați în câmpurile mele? De mii de ani, așa mi se spune. De mii de ani. Uh-huh. Cu ce permisiuni? Ia zi. Cu ce permisiuni? Cine va da permisiune? Ce spune? Enki? Da. Uh-huh. De ce Enki a pus? Bun. Care este scopul? Intruziuni în câmpurile tale și acelor saboți? Să stau la locul meu. Să stai la locul tău. Da. Uh-huh. Că dacă nu? Dacă nu. Când ai semnat contractele cu ei? Când ai dat permisiunile? Nu știu. Aduți aminte. Activarea memoriilor. În ce condiții ți-ai dat permisiunea? O să-ți vină orice formă de imagerie sau informație, telepatic. Ai încredere în informațiile care îți vin? Nu te autonega. Permite informației să circule. Nu știu. Pentru că... Eram undeva în îndepărtare, departe, deci nu... Ia adu mai aproape. Adu mai aproape acea amintire. Acele informații, acele imagini, adu-le aproape, cât mai aproape. Înțeleg. Ia, zi așa cum îți vine. Așa cum îți vine, chiar dacă nu face sens, nu trecem prin filtrul minții conștiente absolut nimic, doar dă drumul la informație. Ceva, am trăit eu ceva, nu știu. Așa?
o stare din aia și mi-apare o lumină așa portocalie. Deci asta pot să văd mai mult. Așa. Ca un unghi. Așa. Deci atât. Bun, Daniela, partea subliminală să conștientizeze contractele. Despre ce este vorba în contracte? De neputință. Așa. Iar saboția rolul lor este să o țină cât mai pe legată de pământ, da, și material și da, greoaie. Grea. Da. Energia grea, da, lentă. Ce altceva mai este specificat în contract? Adică partea subliminală să răscoiască contractele. E important. Să nu își vadă direcția. Să nu își vadă, să nu își găsească direcția. Da. Să nu își vadă. Așa. Talmeș, ca pui niciodată să nu înțeleagă nimic. Deci că o nebunie asta de va dispare informația, apare, dispare, fractalită din astea, n-are nicio... Nu înțelege nimic. Îi dispersează energiile. Da. Și care ar fi fost beneficiile acestor contracte? Pentru că întotdeauna ei prind sufletele pe beneficiile contractelor, știi? Care au fost beneficiile acestor contracte prin care au prins-o? Să-și dea consimțământ și să le semneze. Și și mă înțeleg cu ea când era mică și alea ca. Treaba este că ca și cum ar fi două luni paralele. Dintr-o lume uscată cu pomii, cam secătuită cumva calea asta, pur și simplu trece o cale în care totul e verde, într-o familie bună, castel, o stare de prințesă, cum se zic, cred că era mică. Așa. Două luni cumva paralel, nu știu, două luni. Așa. Mă trec. Are un alt aspect pe o altă linie temporală care duce o viață de vis, între ghilimele, să zicem? Sau cum? Paralelă cu această viață? Da, e fetița asta, 3-4 ani. Dar nu e vorba despre, e vorba despre ce au făcut ei. Cum au mutat-o, i-au,
Nu pot să înțeleg de ce mi arată duplicitar, deci două. Deci din traia viața aia fără esență, o trec în partea asta la alta. Eu am văzut invers. Și cum au adus-o de un, de un... Fii atentă, facem așa. Da. Bun. Îngheață scena cu ăștia, cu pușca energetică, da. Și îngheață-i. Da. Înghețați total, bun. Da. Și am să număr de la 1 la 3 și la 3. Vreau să mergeți la momentul în care... La acea informație și la acea imagerie pe care am accesat-o, în care un înger cu aripi a adus acea fetiță aici la încarnare, pe această linie temporală. 1, 2, 3. Și înconjoară ca într-o sferă. Iar partea subliminală a Elenei are dreptul să pună întrebări acestui înger. Are dreptul să afle ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. În primul rând să se identifice acest înger, cine este. Nu poate să dea informația. Nu poate să dea informația? Bun, de unde o aduce? De pe lira. De pe lira? Da. Uh-huh. A fost răpită? Îi spune salvată. Salvată? Da. Uh-huh. Salvată de către cine? Nu, ce stare ciudată de... Una. Ca și cum dacă ar spune, ar face ei rău. Mm-hmm. Ăsta e un înger real sau e camuflat? Ca și cum ar avea o stare de... Cum zic, de părere de rău. Că nu poate să spună. E un înger autentic sau e camuflat în înger? Sau folosește hologramă de înger? Fetița îl poate atinge și partea subliminală. Alene îl poate atinge. Are dreptul ăsta. Bizară scena, zice, încet, că se numără nici. Aha. Adică să vedem dacă își schimbă forma în altceva. Nu vrem să-l rănim sub nicio formă. Da. Uh-huh. Ni da. Să încălcăm liberul arbitru, da, dar și Elena, în ce? În ăla cu cioc. În ăla cu cioc? Da. Mm. Mm. Ce culoare are? Întunecat. Mm-hmm. Mm-hmm. Bun, hai să vedem acum să explice partea subliminală a Elenei. Care-i treaba? La urmă, a fost salvată sau răpită? Răpită. Răpită. Da. Motivul? Să spargă lirenii.
să le spargă forța de acolo. Să spargă cum ar veni energia de acolo. ADN-ul? Da. Să-i dezechilibreze. Bun, și partea subliminală a Elenei, ce dorește să facă acum în această situație? Să elibereze de horror. Bun. Există contracte? Permisiuni? Nu, totul e abuziv. Totul e abuziv, totul și, abuziv tot... și agresiv. Totul este abuziv și agresiv? Da. Mhm. Nu există niciodată. Bun. Ia să solicităm prezența sursei primordiale autentice și a mamei cosmice autentice. Iar Elena să-și revendice înapoi codurile lirane originale, suveranitatea și libertatea. Să-și revendice înapoi acest copil, această energie a inocenței, a ADN-ului original, ce îi aparține. Să-i dea un ordin să elibereze fetița și să extragă din fetiță absolut toate implanturile, toate programele, toate infestările, toată vraja, toată iluzia pusă peste ea, toate dispozitivele. Toate memoriile false. Să-i dea acum tot ceea ce îi aparține de drept, deținătorului de drept. În formă purificată, vindecată. Și dacă mai deține și alte fragmente sufletești, să-i le înapoieze. Iar aceste fragmente sufletești să fie trecute prin flacăra sacră pentru corectarea distorsiunilor și regenerarea, aducerea la forma originală a matricei sufletești, a esenței sufletești, a Elenei. Să spui, Daniela, ce se întâmplă și să îi pună interdicție de a-i mai interfera câmpurile, mintea, subconștientul. Ah, are loc o conexiune cu... Cumva i-aș reface conexiunea cu Lira. Așa. Și se creează și cum nu cum am văzut la alții că e omul ăla cu mâinile întinse și se întoarce și toate formele, nu. Are un soi, se creează, se reechilibrează într-un soi, cum să zic, unic. Are un soi de echilibrare.
Își extragă a toate fost stringurile. Deconectată. A, da. Așa, da. A fost deconectată de lira. Uh-huh. Deci n-a putut nici cum să... Deci s-a făcut legătura înapoi cu lira. Iar ăsta să-i dea un ordin, Elena, să-și extragă da. Toate stringurile. Absolut tot ceea ce îi aparține din subconștientul ei, din mintea ei, din toate corpurile energetice, din energia de plasmă. Să-și extragă, să... tot ce îi aparține. Și poți solicita, Elena, de la vortexul de lumină și sunet al sursei primordiale, acea spirală de lumină, să extragă din tine toate imprinturile energetice ce aparțin acestei entități și a grupului de entități, reptilieni, cenușii, gri, ăsta cu cioc, din ADN-ul tău, din toate corpurile tale energetice. Și cum această spirală începe să extragă din tine toată energia, infestarea, toate hologramele false. Vortexurile de la chakre, portaluri. Și Daniela, să chemăm purificatorii de lumină ai sursei. Da. Să extragă, să escorteze în vortex această entitate. Da. Da. Îmi vine o zicală, o vorbă pe care mulți o folosim și nu suntem conștienți. Mortul se împute și viul se fute, deci este de la Horus. Atâta de grea și de densă este. Mm-hmm. Pentru că morții nu mor, deci nu mor. Mm-hmm. Sufletul nu moare. Mm-hmm. Și împuțiciunea, de fapt, cum să zic, îmi arată. Și faptul că vezi viu, ăsta viu, adică energia sexuală, creația, cuvântul în sine fute. Deci cât îți de dense. Deci când zici, a, lasă că știu eu, că așa, uite, exact cum se zice, aia face, deci e foarte densă. Da. Păi ei cumva sunt ca și morți, de aia și put când vin prin jurul da. Nostru. Da. Pentru că sunt deconectați de la sursă. De fapt, da, îi, uh-huh. Atent, noi de fapt vorbim prin prisma lor, știi ce zic, a entităților care... Deci vorba e foarte densă. Nici măcar nu suntem conștienți de ea, de unde vine, de ce o folosim, pe ce fond de comparație, de stare avem de vorbim așa ceva. Da. Da. S-au ridicat. Da. Da. Bun, solicit în continuare să fie curățate toate imprinturile energetice lăsate de această entitate. Și imaginează-ți că arzi și partea subliminală să ardă în flacăra sacră toate contractele cu reptilienii din cușcă, cu cenușii gri, toate permisiunile.
toate implanturile scoase și saboteia și tot ceea ce le aparține. Ia spune-mi, Daniela, ce se întâmplă cu saboția de metal și cu aia din cușcă? Se duc și tot. Ce simți, Elena, în corp? Am simțit în momentul în care ai zis să iasă prin vortex, să se ducă, deci simțeam. Uh-huh. Dar ce zici, că puteam să văd vortexul, ce n-am putut să văd până acum? Uh-huh. Da, deci eu nu vedeam nimic decât ceață și negru, atât. Uh-huh. Da, 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 da. Uh-huh. Absolut nimic. Uh-huh. Și simt că mi se ușurează corpul, picioarele mele acum ard. Bun. Da, ard. Uh-huh. Mi se înfierbând de tot corpul. Deci. Uh-huh. Iar aici, de la nas în sus, exact unde eu simțeam, uh-huh. Mi se încălzește. Știi unde aveam durerile alea de ziceam că mă... Da, da, da. Simt uh-huh. Așa fior de căldură, de ceva că urcă în sus spre creștere. Uh-huh. Perfect. Da, au loc purificare acum. Tu ce percepi la nivel subtil, Daniela? Această curățare, cum ar avea loc? Elena, conversează, eram... Așa cum o vezi tu, așa vorbește și la nivel așa subtil. Când vorbește cu ei, că să nu-i mai vadă și să-și desface toate contractele. Așa. Dar așa de îmbost, așa din vibrația asta ei de aici. Știi ce zic? Uh-huh. E foarte faină, energetic, așa. Da. O să se îndrepte puțin. O să stea puțin mai dreaptă. Metamorfoză. Metamorfoză? Da. Uh-huh. Circuitul din ea. Uh-huh. Pe care așa un metamorfoz. Canalul de conexiune la sursă este activ la Elena? Este. Foarte
firesc. Solicită Elena și de la Cristalul Pământului să-ți trimită acele frecvențe, acele energii de care ai nevoie în acest moment pentru regenerare energetică, vindecare. Daniela, fai o verificare dacă are găuri prin aură. Spărturi, găuri, schisme, tăieturi. Fai așa o scanare 360 de grade. Nu văd, tot văd niște flacări. Cum? Nu? Nu se sezezi? Nu, 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 uh-huh, nu. Uh-huh. Ai mai lucrat, Elena, cu meditația aia? De... Ai lucrat, a? Bun, deci se vede. Fără meditație. Bravo. Se vede. Cine lucrează, se vede. Și vezi, Daniela, că merg sesiunile foarte lin și armonios la cei care foarte lucrează repede, cu ei. Da. Și foarte repede. La cei care lucrează, Elena, nu poți să-ți dai seama cât de greu ne este. Vai, deci fie că ce mi-a roată, Elena. Mă duce într-un spațiu unde există copac foarte greu. Așa, ia să vedem. Ce dorește să-ți arate? Pur și simplu s-o apucat. Ea zice că e copacul ei. Copacul vorbește. Aha. Și că fiecare avem copacul. Da, sigur că da. Copacul nostru personal. Ea începe acum, da, personal. Și ea începe, fie atent de jos. Ea, de fapt, are cumva copacul tot ea. Auzi, dar ia zi-mi cam cât de e mare copacul sau e mic? E enorm de gros. Deci e suflet foarte de vechi. Înalt. Deci e suflet de foarte gros. Bătrân. Deci noi două știi cât suntem? La jos. Așa în fizic, știi ce zic? Da. Ea mi-arată că uite, așa îl curăță, știi ce zic? A, ia să-l curețe. Așa. Da, de jos, puțin deasupra, știi, unde îi, ea a început să curețe. Să-l șlefuiască. Așa. Știi că am o meditație, Elena, da? Cu copacul. Pentru membrii. Nu. N-am dat de ea. N-ai dat de ea încă? În care, da, în care te imaginezi că tu ești un copac și vă ghidezi. Ea e un copac. Să vă curățați crengile, frunzile, uscăturile. N-ai făcut-o. N-am dat de ea, nu. Ah, bun. Hai să fac acum. Hai să-și curețe copacul acum de toate uscăturile. Da. De toate crengile uscate, de... Poate sunt părăziți în copac, în acest copac ce necesită. Cu scoarța, cu scoarța are o treabă. Mm-hmm. Scoarța, cu scoarța. Ce anume? Da, e atât de bucuroasă. Atâta sporare. Bun. Că în sfârșit și-a accesat copacul. Da. Mm-hmm. Ce are scoarța? Ce anume? E un pic cam...
diferit. Diferită. Vârstită. Și o curăță? Da, e ca și cum e îmbârsită, deci cumva normal ar trebui să aibă o tentă mai luminoasă, cum să zic. Să plece mai lumina mai din el așa, scoase mai închisă, mai îmbârsită. Eu curăță. Să activeze prin intenție conexiunea la sursă și la cristalul pur neinterferat al pământului, acest copac, astfel încât să înceapă să circule energia sursei prin el. Da. Așa cum lumina soarelui, lumina sursei, luminează și pe exterior și prin interior. Da. Să mai spun ceva. Deci îmi permite să mă bag în interiorul copacului. Așa, ce să te arate? În care Elena îmi arată tot ceea ce este ea. Toate experiențele ei ca un soi de bibliotecă personală. Așa. Fiecăruia. În care scrie chiar singura experiențele. Și cu cine se întâlnește și se reîntâlnește. De cât timp nu și-a accesat această bibliotecă personală? De 200 de ani. De 200 de ani? Da. Da. Că de asta are treabă, ea e foarte hotărâtă să-l curețe alea și... Sunt memoriile. Acolo sunt memoriile ei. Acolo sunt memoriile ei despre toate trăirile ei. Experiențele ei, indiferent cum ar fi fost. Deci ea le are în sine ei, în biblioteca ei. Știi ce zic? În pomul ei, în cunoașterea ei. Pomul experimentării sufletului ei. Da. Pomul cunoașterii ei. Da. Da. Ia să-și noteze și experiențele din ultimele 200 de ani. Acum da, și le scrie conștientă. Da. Așa, are un spirit foarte glumeț. Foarte pozitiv și foarte glumeț. Ia. Va mai alege să aibă și alte încarnări pe Terra? Nu știe. Nu știe încă. Nu știe. Dacă mai e de lucru, Elena, și la copacul ăsta și la partea asta încarnată ta, astfel încât să-ți integrezi anumite informații și lecții, ca mai apoi să decidă sufletul tău, știi? Da. Păi necesar de integrarea vindecărilor? Ce mai spune? Mai are de scris, da? Exact cum spui, Tivo. Da, a fost precoce întrebarea. Da, când va avea claritate pe toată linia, va putea lua o decizie. Când va avea claritate. Și înțelegerea pentru toate manifestările și toate trăirile pe care le-a avut. Bun, între timp mai poate da. Arde uscăturile, crengile uscate care ar putea reprezenta
acele energii karmice, știi, care au ars pur și simplu acele crengi, știi, acele energii. Și tot ceea ce împiedică copacul să se dezvolte în continuare și să fie luminos și plin de vitalitate, de esență, de sevă. Cum se simte acum? Liniștită, nerăbdătoare să scrie, nu e obosită. Am întrebat, dar vreau să văd dacă mai există alți copaci. Și Elena zice, fiecare om trebuie să rugă. În acest copac sunt incluse și genealogiile ei din vieți incarnate. Da, e o întreagă bibliotecă. Deci ea are totul despre ea. În copacul cu culoarele, în copacul ăsta care sunt, deci totul este înregistrat. De noi înșine, cumva. Da, da. De noi înșine. Noi am băgat memoria în biblioteca. Bun, și ea să solicită acum să pună o protecție pe acest copac al ei, da, și să anuleze toate permisiunile de intruziuni în acest spațiu. Da. Doar ea are acces, este spațiul ei, nimeni altcineva nu are dreptul să intre, anulează toate permisiunile pe care poate le-ai dat, conștient, inconștient. Și solicită de la sursă, de la sursa primordială autentică, să creezi o energie de protecție impenetrabilă. Iar ceea ce mai este de curățat din interiorul acestui copac, vei fi înștiințată când va veni momentul. Se va arăta. Pentru că se pare că sufletul tău are experiențe foarte bogate. Daniela, în acest copac sunt incluse și experiențe de ale ei și din alte dimensiuni? Sau doar din vieți încarnate? Deci e o linie clară a vieților încarnate, pământene, așa. Dar deasupra mai sunt niște copii. Ce sunt? Ca niște cutii înmagazinate, puse una după alta. Care ceea ce este acolo este o altă, cum să zic, de o altă vibrație,
care nu poate fi explicată ca și aceste încarnări din viața asta pe care noi am trăit-o. Mm-hmm. Acolo e cu totul altceva. Mm-hmm. E tot despre ea, doar că n-are treabă cu spațiul nostru. Vorba de alte vieți care le poți aduce în planul ăsta, adică nu trăite ca aici. Nu sunt trăite ca aici, da, dar totuși nu... fac parte din experiența esenței ei. Da. Nu le poate accesa, adică tot memoriile ei. Până nu va avea claritate aici. De-abia când va avea claritate aici, în experiența asta, va atinge un anumit nivel. Aha, că vreau să întreb dacă ar putea să acceseze. Așa. Nu le va înțelege acum. Nu le va înțelege. Și acolo nu poate deșifra încă cu mintea umană atât de profundă. Okay. Bun, partea subliminală să fac o scanare, așa ar putea fac o scanare a întregului copac, de jos până sus, de sus până jos. Da. Să-i vadă în ce condiții se află acest copac, ce ar mai trebui de făcut, să-i verifice ramurile, frunzele, dacă are fructe, dacă e copac care face fructe sau flori sau altceva. Să poarte o discuție cu copacul, ce i-ar transmite copacul care avea nevoie. Cumva va înmuguri din nou. Mm? E vorba despre vitalitate. Mm-hmm. Deci pleacă viața înapoi. Pleacă. Elena, tu te plimbi prin aer liber? Da. Da, și eu stau la curte mai multe să fac. Ah, ce bine. Uh-huh. Da. Super. Da. Bun, ce are să-i transmită partea subliminală părții conștiente, Daniela? Ce face partea conștientă e necesar să afle, să conștientizeze? Dacă te duci în locuri în care tu doar te duci ca să ți se releve sau doar ca să vezi tu dacă e adevărat cu mintea ta a crezut până în punctul ăsta, pierzi energie. Nu știu pe la unde te duci sau ce vrei să afli în direcțiile în care te duci sau ai niște așteptări. Dar așteptările astea, Elena, sunt în urma programelor, atenție, care tu le-ai avut în derulare. Adică care este mesajul mai simplu? Cum să zic? Să ai încredere în tine, să te duci așa cum ești tu. Mm-hmm. Și dacă te duci unde te duci, să te duci cu bucurie. Dacă adică? Nu, așa.
Dacă să nu faci proiecții. Da. Și nu te mai duc cu alte scopuri subtile. Și așteptări. Da, că să vezi tu că dacă le scapă acum vreo bombă și o aflu și totuși așa arată adevărata fața și acum o explodează și acum nu știu ce. Nu. Deci pe contrasens, ai pierdut energie. Știi ce zic? Când te duci, te duci cu bucurie. Tu te duci cu tine, știi ce zic? Tu știi cine ești tu. De obicei evit. Unde știu că nu mă simt bine, nu mă duc. Bun. Dar mai sunt și unele subtile. Fii atentă la proiecțiile negative pe care le faci celorlalți. Da. Da. Asta subtil, adică înțeleg din acest mesaj. Da. Și această informație să ți-o dau. Adică tu ai fost obișnuită să faci proiecții negative. Acolo unde nu mă simt bine, ăla e așa, aia e așa, nu știu ce. Deja da. I-ai imprintat, deja spațiul s-a încărcat negativ datorită proiecțiilor negative. Știi? Da. Da. Ce-ar fi să explorezi puțin cu tine? Și să te surprinzi tu pe tine în momentul în care, adică când iei să te duci undeva, să te surprinzi tendința de a face proiecții negative. Și să anulezi, să zici, bă, dar ce-ar fi? Ia să mă duc eu cu bucurie acum. Ia să vedem ce s-ar întâmpla. Ia încearcă. Ia fă transcedere, ia autodepășește-te. Da, da, acum înțeleg că, de fapt, astea toate erau chiar în capul meu, nu? Da. Să îți aduci acțiunile fizice și doar cele spuse în concret. Adică, dacă ți-ai propus să faci ceva, să faci până la capăt. Dacă ai spus că te duci în grup, du-te. Ai curaj și du-te ca să-ți depășești. Știi ce zic? Dar să aduci și în concret. Pentru că asta te va bucura. Ca și cum îți sparge ție niște limite. Deci, Elena, s-a ajuns să și acționezi. Am înțeles, da. Tu ai o informație foarte bogată, foarte frumoasă ce primești. Dacă tu înțelegi, acționezi și auzi și faci schimbarea, ai. De asta îmi zice să duci la capăt un proiect, oricare ar fi. Că faci o mutare fizică, că vrei să intri într-un live, că simți să vorbești cu nu știu cine, să dai un telefon, dă-l, să fii atentă. Am pus că a mai venit această informație și la sesiunea trecută să finalizezi ceea ce încep, nu? Din nou a venit. Da. Deci din nou nu finalizezi. Să-ți duci proiectul la capăt. Pentru că, că indiferent că vrei sau nu vrei, proiectul este mult mai mare, Elena. E unul, uite-l acolo, în copac. Mai ai descris, de făcut teme. Da. De ce zic, Elena? Înțeleg. Mai avem. Ce anume la acest moment nu înțelegi? Ce îți este încă neclar, Elena? Neclar. Eu nu pot să înțeleg acum ce încep și nu termin. Despre asta e vorba. Că pe asta m-am concentrat foarte mult. De exemplu, ce am înțeles după. Aveam tendința, mă duceam la un coafor la scurt timp, nu. Simțeam eu bine. Deci asta am făcut cu coaforul, asta am făcut cu manichiura, bine, cu masajul. Am dus la un băiat zeci de ani, acum chiar l-am schimbat, că trebuia să-l schimb. Așa, sunt ok. Și acum am învățat, dacă am început să mă duc într-un loc, să mă duc până la capăt. Da. Dacă încep ceva, să-l fac până la capăt. De obicei, mă concentrez să fac lucrurile. Na, am mai văzut pe parcurs. Bun, pe parcurs, da. Bun, bine, Elena. Dacă ai o stare conștientă de bucurie și trebuie să spui ceva frumos cuiva care nu i-ai mai spus de mult din cauza anumitor programe, dar tu la nivel subtil simți că poți să-i o spui și nu o spui, nu-i dai drumul. Da. Ai înțeles? Nu duci la capăt.
Că acum mi arată profunzimea, e mult mai profundă. Da. Adică chestia de care... aduce la capăt nu, se, nu doar de proiecte de genul de asta mit sau și la alte nivele. Și ceea da. Ce eu în interior să transmit cuiva. Exact! Da. Nu mai ține blocat în tine. Bun, da. Exprim-o, zi-o, scrie-o, da. Fă-o, acționează. Spui, da. Spune și tu, bă, uite, totuși bărbatul tău a făcut ce fain. Bă, ce fain ai făcut asta. Ei, bă, știi ce mult? Știi ce fain? Spun. Cum? Mai nou îi spun că lui place să primească laude, da. Păi dar să-i spui, că, dar atent. Să fie sincere, sincere, nu laude. Adică, adică constatări, că... nu laude. Da. Constatări da. Sincere pe da. Care le aduci la suprafață. A constatări că nu, deci nu laud pe nimeni. Nu, n-am. E o diferență între laudă și constatare. Că vrea el laudă și că tu chiar vezi, într-adevăr, bă, deci chiar am făcut ceva fain. Sau iau copiii tăi o decizie, susține, mamă, ce bravo, vă, bine, deci e foarte important să dai drumul la... Sau ceva. La o prietenă, dacă da. Admir ceva, spune-i. A, da. Dar, știi? Spune. Așa. Da, nu. Sau la persoane mai vechi, nu știu, care ai dori să le transmiți ceva, știi, și tot, nu, că da. Vai, că ce o să zică, că nu știu ce, că... Spune, trimite mesajul, fă telefonul, știi? Da. Nu bloca da. Informația nu bloca. Și exprimarea, uite că ajungem la exprimare aici, da? Da, despre asta era vorba, da. Mhm. Deci, pe toate planurile, nu? Exact! Da. Pe toate planurile. Eu eram conștientă de partea asta, dar nu știam cum să ajung la ea, nu știam ce se întâmplă și de ce. Da. Ok, astăzi ai aflat. Da, astăzi am aflat. Te rog, Mihai, să postez asta pe YouTube. Da? Wow! Pentru că eu am acces acolo când vreau eu. Ne las să postăm? Da, bineînțeles. Eu toate sesiunile mele le pot posta fără să mă mai întrebi.